Bun găsit! Suntem la o nouă ediție Secvențe Trinitas. Vă oferim și astăzi din frumusețea și bogăția spirituală a satului Buhalnița din județul Neamț. Crescuți la poalele munților, în asprimea iernilor lungi și grele, dar și în dulceața verilor blânde, oamenii din această parte a Moldovei s-au agățat cu toată nădejdea pe care ți-o oferă necontenit credința de biserică și de sfintele ei slujbe. Comunitatea s-a ridicat în jurul bisericii, aici trăindu-și de plin și bucuriile și tristețile. Dacă nu îndrăgim biserica, trăim degeaba. E mărturisirea unei bunici credincioase și cred că fraza aceasta trebuie să rămână o valoroasă concluzie a reportajului următor. E o zi ploioasă de vară. Ploaia nu s-a oprit decât târziu în noapte. E 14 august, iar biserica din Buhalnița e ca o făclie aprinsă de înviere. Stropii grei și reci nu i-au împiedicat să vină acolo unde este bine sufletului. Credincioșii au înfrumusețat cu prezența și glasul lor slujba prohodului Maicii Domnului. Au uitat nici pe cei dragi plecați în veșnicie. Le-au aprins lumânări la morminte, conștienți fiind că împreună cei vii și cei adormiți ai Domnului suntem, creați pentru odihna în eternitate. Pleacă împăcați spre case. Luna se așează tăcută peste sat. Peste întreaga comunitate veghează Sfânta Cruce înălțată prin jertfa enoriașilor. E liniște, e pace. A doua zi e sărbătoare mare. E adormirea Maicii Domnului. Îmbrăcați în portul tradițional, buhălnicenii vin să ia parte la Sfânta Liturghie. Oamenii trăiesc intens credința, merg la biserică, au evlavie pentru sfinți. Vin uite duminica, nu mai ales. Dacă nu îndrăgim biserica, trăim degeaba. Pe Maica Domnului o prețuiesc nespus, biserica având de asemenea ca hram principal una dintre sărbătorile închinate născătoare de Dumnezeu, intrarea Maicii Domnului în biserică. Este un fapt deosebit aici, pe Valea Muntelui, pe segmentul acesta, de fapt cel mai frumos, prin pitorescul peisajului. Avem la Potoci hramul nașterea Maicii Domnului, aici intrarea în biserica Maicii Domnului și mai departe, la Grozăvești, avem acoperământul Maicii Domnului. Astfel încât zicem noi că această coastă de azur a Moldovei este așezată sub ocrotirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Nu se putea un loc așa de frumos să fie alt cuiva decât al Maicii Domnului. Și de aceea noi simțim ocrotirea Maicii Domnului și aș zice eu că toți locuitorii de pe valea aceasta mirifică simt iubirea Maicii Domnului. Ce mi-a aproape de noi. Când aveți o supărare sau un necaz, plecați genunchi la Maica Domnului. Am o icoană mare în casă, cât o ușă, cu suport, fac o divaselie și când mă duc acolo, tetina acasă le se împrăștie, lumea e mica. În toate sărbătorile închinate Maicii Domnului, biserica este plină. Biserica este pusă și sub ocrotirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, sfânt la care avea evlavie și ctitorul Miron Barnovski. Noi îl iubim nespus, el a fost sfântul pe care l-a avut ocrotitor Miron Barnovski, de aceea a dat acestei ctitoria lui hramul pe care noi îl cinstim joia după pogorârea Duhului Sfânt, așa cum a fost cinstit inițial și în timpul lui Miron Barnovski. Acest hram este dat și în amintirea faptului că moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava s-au dus spre Suceava, pe aici. Există această credință, această informație păstrată
în popor și în amintirea acestui fapt noi îl cinstim deosebit pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Biserica Monument Istoric a beneficiat recent de un amplu proiect de consolidare și restaurare. Zidurile albe cu icoane vechi la care s-au închinat și strămoșii noștri păstrează în taină mii de rugăciuni și de slujbe. Dacă în Scriptură avem metafora aceasta că biserica este mireasa lui Hristos, cu adevărat, această sfântă biserică și în exteriorul ei, dar și în interiorul ei, este albă și întotdeauna ne duce cu gândul la ideea de imaculat, la ideea de curat, de curățenie sufletească. Așa a intrat în istorie, spuneam că de ctitoriile voievodului Miron Barnovski, căzut cumva în disgrație pentru timpul acela, pentru curajul de a mărturisi cu fermitate ortodoxia credinței lui, căzut în disgrație și de ctitoriile lui nu s-a mai ocupat vreme îndelungată nimeni, astfel încât pentru moartea lui rapidă, fulgerătoare, biserica, ctitoria lui de la Buhalnița a rămas albă, a intrat în istorie în felul acesta și așa o avem și acum. Pereții albi și reci sunt martorii rugăciunilor arzătoare către preamilostivul Dumnezeu. Tanti Maria e nelipsită de la sfintele slujbe, îi duce mai departe jertfa mamei, care a trudit mai multe generații la pangarul bisericii. Din spusele părintelor și din câte văd eu acum, a fost prețuită mama. Și atunci aș vrea să-i urmez exemplu. Pe de altă parte, cred că vreți să-i urmați și exemplu de credință da, al mamei. Asta da, dar nu știu dacă pot ajunge la desăvârșirea ei. Nu știu, Dumnezeu și Maica Domnului. De biserică s-a apropiat și mai mult în urma unui necaz în familie. Este nelipsită biserica din viața dumneavoastră? Deci de când am avut necazul cu băiatul meu care a murit, este nelipsită. Până atunci... A fost o încercare care v-a apropiat de Dumnezeu? Da. Și mi-a dat posibilitatea să gândesc că nimic nu se face fără voia lui Dumnezeu, dar nici fără ajutorul lui nu poți face nimic. Bătrânii evlavioși ai satului își poartă povara anilor resemnați. Drumul până la biserică nu le este ușor. Unii coboară dealuri întregi, indiferent de vreme, pentru a fi prezenți la sfintele slujbe. Pentru cei tineri, tăria credinței lor este o valoroasă încurajare în mărturisire. Când văd bătrânele venite de pe cine știe ce dealuri, dis de dimineață la biserică, mi se umple inima de bucurie. E o jertfă extraordinară. Și oamenii care de-abia merg, așa se susțin în baston. Era un bătrân, a fost lovit de o mașină când se ducea la cosit. Și după ce l-au lovit, au suferit foarte mult. Nu a murit, dar au suferit foarte mult. Și când au reușit să se ridice, a venit la biserică. Și venea pe aici, prin fața casei noastre, și era iarbă, era zăpadă. Și se vedeau că pașii lui nu mai erau pași normal, ci erau de la, la papuc, la papuc cum ar veni. Așa. Și venea la biserică, chiar dacă dura mult timp drumul lui de acasă și până la biserică. Dar știa că îi sunt numărați pașii. Da, și era un model, îl vedeai și spuneai, eu mă simțeam puțin obosită, astăzi nu merg la biserică, dar când îl vedeam trecând, nu se poate. Și mai am un exemplu unui cetățean, tot așa în vârstă, de aici, un bătrân, s-a făcut rău în biserică, stătea în strană și a căzut pur și simplu. Și noi, ca eram acolo în jur, l-am scos afară, i-am dat apă, s-a aerisit și... Îl văd că intrând în biserică după un timp oarecare. Și ne-am mirat, băi, dar de ce nu s-a dus ăsta acasă? Nu, că dacă era bolnav și dacă nu se simțea bine. Și cineva o din lângă el a spus că da, dar de aici a puterea. Vezi? Biserică. Eu când le văd în Sfânta Biserică și foarte de dimineață, așa cum urmează ele femeilor mironosițe care pe când încă este întuneric, ele vin la mormântul lui Hristos și când știu de unde vin și când văd uneori ce zăpadă mare este sau când văd ce timp neprielnic este și știu
prin câte au trecut și le văd la Sfânta Biserică, cu adevărat mi se umple sufletul de bucurie și de sigur că învăț mult din credința și din jertfelnicia lor. Vremurile care au trecut au fost vremuri foarte, foarte grele. Și cred că numai nădejdea și dragostea pentru credință i-a ținut tot timpul. Și se menține și astăzi, pentru că eu văd în biserică aceleași chipuri pe care da, le regăseam și în copilărie, da, mai îmbătrânite, dar cu același miros de pască pe mâini la Paști. Stau acolo în strană, adorm de oboseală, dar nu pleacă de la Sfânta Liturghie. Așa este. Așa este. Stau și mă gândesc că satul s-a cam mutat în cimitir în ultima vreme. Copiii au plecat? Copiii au plecat. Au venit în concedie și au ridicat câte o casă, câte un căsoi de casă, în care nu știu cum și cât vor locui, să nu se rupă, să nu uite niciodată de unde au plecat. Asta este sfatul, să nu uite niciodată. Mulți tineri au plecat în orașele mari sau peste hotare. Când vin acasă, nu uită de biserica ce i-a zidit sufletește în copilărie. Ana Maria Ciucanu trăiește în București, dar acasă rămâne Buhalnița. Am regăsit-o cu toată familia la Sfânta Liturghie. Mulțumim Domnului că am ajuns și anul ăsta, suntem bucuroși. Trăim altfel sărbătorile alături de părinți în biserica copilăriei noastre? Nicăieri nu avem sărbătorile mai frumoase decât acasă. De fapt, aici acasă. Locuim în alt oraș, dar aici venim cu mare drag, acasă, aici, la Buhalnița. Eva, pentru tine cum e? Vii cu drag la bunici? Vin cu foarte mare drag și este foarte frumos aici. Și aer curat. Paraschiva are 92 de ani. A prins vremuri de război, de foamete, de molime. A trecut prin drama strămutării, dar le-a biruit pe toate cu mare nădejde în Maica Domnului. Astăzi se gândește cu durere la tinerii plecați peste hotare. Am prins război, am prins foamete, am prins boli. Am fost boamele de scarlatină. Dușea pielea de pe noi ca tărițele. Și ne-a dus la spital. Ne băga la izolare, nu ne dea voie la mama și la tata să vie la noi să vorbească. Ei vorbeau pe pijama afară, noi plângeam înăuntru și ei plângeam în afară. Și cu foamete acum a fost? Și pai de capul nostru. Îl ducea tata săracul, soțul fiind banat. Și-o lucra și venea cu o dăbăltoacă de făină în spate, ca să ne aducă de mâncare. Și așa am trăit. Și am ajuns anii ăștia care nu a crezut că i-a ajuns niciodată. Oamenii de aici din zonă au fost dintotdeauna așa apropiați de biserică, de credință, da, așa da, îi țineți da, minte? Da, da, a fost apropiați și copiii mereu la biserică. Toți se împărtășeau. Tot era credincioși. Îi veneai ca popiști, îi făcea matane jos. Și când nu ploua, era seaște, ieșea preotul pe câmp și făcea slujbă ca să ploaie. Și când termina slujba, cum ploua? Copiii de astăzi au luat calea străinătății unii. Da, au luat străinătății. S-au dus sărașii toți. Vă povestesc cum au plecat toți. O poezie. Munte, munte, bărat frumos. A pleacă-ți crengele în jos. Să mă urc în vârful tău, să privesc sătucul meu. Satul unde m-am născut, cu cine am copilărit. Să-mi văd casa, să-mi văd tata, să-mi văd mama sărăcuța, ia mărhănicul lingurița. Și acum am crescut mare și am trecut peste hotară. Nu văd fras, nu văd sorori, nu văd grădinuța cu flori. Dacă aș fi să plec, florile nu mai floresc. Dacă aș fi și-o pleca, florile toate s-au uscat. Numai Dumnezeu s-a îndurat și-a ploua și florile toate le-au dat. De unde e poezia asta? Din gâtul noi ne-am făcut-o, plicim florile. Românii, sărașii, s-au dus toți. Zic să-i fac o poezie. Nepoata mea care a dus în Canada, i-am trimis și-o prin săraca. Exodul tinerilor rămâne o dramă pentru țară, pentru satul românesc. Fiind o zonă cu un mare potențial turistic, mulți tineri par dornici să se întoarcă, ne încurajează părintele Cristian, care este optimist în ceea ce privește viitorul comunității. Nu este un sat, aș zice eu, chiar foarte îmbătrânit. Este un sat care, nădăjduiesc eu, că
întinerește. Foarte mulți oameni, pentru duhul locului acestuia, pentru frumusețea zonei, vin, își părăsesc, aș zice eu, căminele lor, casele lor sau locul unde au copilărit și vin și se statornicesc aici. Este o oportunitate, sigur există și un mare risc, însă nucleul acesta al celor care sunt băștinași în zona aceasta, care au trecut prin strămutare, așa cum am spus, care au răbdat totuși vitregia locului, pentru că aici nu este o zonă, să spunem noi, în care terenurile ce pot fi cultivate sunt mari, deci este totuși o asprime. Aici ei nu au fost colectivizați în perioada comunistă, deci oameni care nu și-au încovoiat grumazul, oameni care iubesc ideea de libertate și care au conștiința că aparțin locului acestuia, pe care nu l-au părăsit, chiar când au fost momiți la strămutare, mai ales, ca să facă lucrul acesta. O parte, desigur, atunci au fost nevoiți să plece, însă cei mai îndrăjiți s-au cocoțat pe toate dealurile acestea, aș spune pe munți, și s-au îndrăjit și au rămas ca să dăinuiască în acest loc. Și totuși mulți au ales calea străinătății, școlile sunt goale acum. Priviți cu îngrijorare lucrul acesta? Este, natalitatea a scăzut? Este o dramă, o dramă pe care împărtășește satul românesc și societatea românească, am zice noi, societatea europeană. Sigur, este îngrijorător. Am însă bucuria să văd că, mai ales în ultimii ani, foarte mulți dintre cei care au fost plecați în afară au venit și s-au statornicit acasă și m-am bucurat și au găsit cu ușurință și locuri de muncă și au venit hotărâți ca să rămână și să înfrumusețeze cu viața lor casele frumoase pe care și le-au ridicat prin osteneala anilor petrecuți în afară. Vara sau la marile sărbători, satul reîntinerește. Vin copiii acasă. Cei mai mulți își îndreaptă pașii cu prioritate spre biserică. Participă cu toții la slujbă, dar și la agapele de după. Nu uită să așeze o floare și pe mormintele părinților sau bunicilor. Mai vedeți tinerii cu aplecare spre cele duhovnicești? Mă uimește lucrul acesta. La un moment dat credeam că nu mai există speranță. Atâția tineri cu copii mici văd în ultimul timp în biserici, în mănăstiri, încât îmi crește inima. Și am observat că inclusiv cei care vin din străinătate, în general, în august vin. Și atunci ai vezi în biserici, în mănăstiri, și în... care nu erau practicanți, dar acolo au devenit. Poate și durerea și dorul de țară și faptul că era o țară străină și acolo preoții și-au făcut datoria, acolo și-au găsit ei familia și au venit de acolo schimbați în sens bun. Adică sunt creștini practicați. Vine și exodul ăsta, măcar cu partea aceasta bună. Și mă gândesc, poate, descreștinarea Occidentului, în care au devenit marile catedrale sfântoasele muzee sau mai rău hoteluri sau cine știe ce magazine, poate rolul nostru și-a rânduit Dumnezeu, că m-am împărut în speranța, este să ne reîncreștinăm în Europa asta. Ca să nu spun lumea, că văd că avem acum parohii ortodoxe în toate zonele lumii. Tăria credinței moldovenilor din Valea Muntelui e o moștenire a înaintașilor. Au biruit marile încercări cu nădejdea în cel de sus. Muntenii în general, și m-a observat nu numai de la noi, din întreaga lume, sunt oameni mai dârși, explicabili, pentru că și natura e mai aspră, sunt mai patrioți. Au un umor sănătos. Umor sănătos, și m-am gândit de foarte multe ori că poate și școala prea multă și orașul pervertește dintr-un anumit punct de vedere. Eu acum folosesc peiorativ termenul băieți sărane, fără să realizeze că vine de la țară și că de fapt el a dus țara în spate, pentru că el a dat și pâinea și a dat și sângele atunci când este nevoie. Pe care din nefericire unii îl vând, suntem singura țară care vin din pământ la străin. Am găsit la Munteni, aș zice eu, o credință fermă.
adevărat, cu o asprime parcă a firii, dată de viețuirea în munți, dar o fermitate în mărturisirea credinței, dat fiind că aproape toți locuitorii Văii Bistriței sunt urmașii acelor creștini care au preferat să părăsească Ardealul, în care erau constrânși să-și lepe de ortodoxia, au lăsat pământ, casă și tot ceea ce aveau și au trecut munții și, intrând în Moldova, s-au așezat în mai cu seamă în jurul bisericilor. Și așa aș zice eu că a luat naștere și localitatea aceasta, care s-a format în jurul acestei mănăstiri. Este întotdeauna în fiecare localitate inima comunității trebuie să fie biserica, parohia însemnând casele credincioșilor din jurul casei lui Dumnezeu. Credința, prima și cea mai valoroasă moștenire a acestei comunități, încă vie, încă puternică. Ne dorim să rămână așa o veșnicie, o veșnicie în care de la cel mai mic la cel mai mare, de la cel mai slab la cel mai puternic, de la cel mai sărac la cel mai bogat, să fim uniți în mărturisire, în fapte bune, în preaslăvirea celui ce atât de mult ne-a dăruit.